Construit cu 10 de ani în urmă și plin de istorie, podul simbol din Parcul Tăbăcăriei din municipiul Constanța mai este doar o tristă amintire a ceea ce a fost odată. În plus, este imposibil de parcurs fără ca oamenii să nu-și riște viețile. Iar ne gândeam să facem o plimbare pe poduleț. Și nu arată deloc bine. 10 de bucăți de lemn din podea lipsesc, structura de rezistență este șubredă, iar cornierele de fier s-au desprins. Pun în pericol siguranța trecătorilor. Din cauza stării deplorabile în care se află podul, autoritățile locale din Constanța au decis să înceapă reparațiile. Lipsesc niște traverse, sunt rupte niște corniere, structura metalică în sine a podului este în primul rând afectată. Și atunci s-a hotărât de către primărie cu fonduri locale să reparăm acest pod, să-l reparăm, să-l consolidăm, să-l vopsim și să-l redăm în circulație. Suma nu este foarte mare, a fost făcută prin cerere de ofertă și vor începe lucrările cam peste o săptămână. Cei care au avut ocazia să se plimbe pe acest pod când încă se afla în stare bună își amintesc cu nostalgie de acele momente. Când eram mai tânăr mă plimbam și eu pe acolo și el se balansa așa și ne făcea mari plăcere, unele persoane se speriau. Și cu atât era mai mare plăcere când veneam cu să sperii. Acum 40-50 de ani, că aveam 10 ani atunci, mă ceam și de pe pod pentru că aveam pește și coici negre de prin gheolul mic. Lucrările de reabilitare vor dura până în luna noiembrie acestui an, când podul va fi redat în folosință.